Salutare, Moș Crăciunilor, și bine v-am regăsit! Am ajuns și în mult așteptată săptămână cu numărul 7, săptămână care este marcată de finalul Road Trip Challenges, moment în care ne vom bucura de descoperirea skinului secret din acest sezon, la fel ca și în sezonul numărul 4, când am primit Legendary Skin Block. Buster. După cum bine știi, Epic Games lansează misiunile săptămânale în ziua de joi, dar, din ultimele informații apărute până acum, se pare că vom avea parte de o mică întârziere de o zi și abia vineri vom putea intra în focul luptelor pentru cele 7 misiuni. Dacă tot am pomenit de misiunile din această săptămână, acestea se anunță destul de accesibile și vor avea ca centru de atenție Lucky Landing și Lazy Links. Informațiile apărute până acum, misiunile pentru săptămâna numărul 7 arată în următorul fel. Pentru prima misiune vom avea de făcut următoarea chestie: Visit the Center of Named Location in a Single Match, o misiune probabil identică cu cea din săptămâna 9 din sezonul 4 și presupune, după cum bine intuiești, parcurgerea centrului a 4 locații diferite într-un singur match. Ai la dispoziție 20 de locații din care să alegi, așa că îți poți crea cel mai simplu traseu în funcție de ceea ce te avantajează cel mai mult. Totuși, cred că o strategie foarte bună constă în folosirea golf carturilor sau utilizarea rifturilor pentru a ajunge mult mai ușor dintr-o locație în cealaltă. O idee ar fi să pornești din Snobby Shores, loc în care poți găsi foarte ușor un golf cart cu care te vei deplasa rapid în Pleasant Park, Haunted Hills și în final Junk Junction, și astfel eviți zonele de interes pline de căutători de comori din Lucky Landing sau glata de ucigași din Lazy Links. Nu uita faptul că doar orașele care au primit nume pe hartă se iau în calcul, iar locațiile nedenumite nu vor intra sau nu vor conta pentru îndeplinirea misiunii. Misiunea cu numărul 2, Search Supply Drops, și anume 3 la număr, o misiune cu care ne-am întâlnit și în sezonul trecut, așa că nu vei avea surprize în a trece peste ea foarte greu, ținând cont că modul 50 vs 50 oferă suficiente dropuri sau poți alege să joci inteligent în solo games, o soluție fiind jocul cât mai safe, la limita de siguranță a furtunii, ținând cont că dropurile își fac apariția în ultima jumătate, când numărul de omuleți rămași în viață este undeva sub 30. Acordă atenție sunetului specific al supply dropurilor, astfel poți aprecia cât de aproape sunt de locația ta și ține privirea ridicată pe cer pentru a le putea identifica cât mai ușor, pentru a putea sprinta cât mai rapid spre ele, sperând, bineînțeles că nu ți-o ia altcineva înainte. Misiunea cu numărul 3, SMG Elimination, 3 la număr, o misiune care nu-ți va pune prea multe probleme, ținând cont că SMG-urile sunt arme foarte comune și le vei putea găsi destul de rapid, mai ales în modurile 50 vs 50. Iar dacă îți place o rezolvare mai agresivă, poți opta pentru îndeplinirea misiunii în Tilted Towers, unde găsești suficiente ținte pentru acest challenge. Acestea au fost misiunile care pot fi obținute și făcute de, să-i spunem așa, userii free-to-play. Mai departe, cei care beneficiază de Battle Pass Challenges pot trece la misiunea cu numărul 4, care sună cam așa: Deal Headshot Damage to Opponents. Un task pe care l-am întâlnit și săptămâna trecută și voi face din nou trimitere la meciurile 50 vs 50, pentru că ele strâng majoritatea playerilor de nivel mediu, așa că vei avea suficient material didactic să îndeplinești misiunea. Strategia cea mai simplă este knockdown-ul, după care te poți apropia liniștit folosind assault rifle sau shotgun-ul, le poți lua liniștit din perciuni adversarilor.
tăi. Evident, aceeași strategie o poți folosi și în meciurile squads sau duos. Misiunea cu numărul 5 sună cam așa, Search Chest and Lucky Landing, și anume vei avea de făcut un lucru destul de simplu, și anume 7 cutiuțe pe care va trebui să le găsești în această locație. Cu siguranță locul va fi super mega aglomerat, așa că va depinde numai și numai de tine dacă vei stabili un traseu optim pentru a obține aceste cutiuțe. Trecem la misiunea cu numărul 6, Follow the Treasure Map Found in Pleasant Park. Și mă îndoiesc de faptul că se va repeta locația din săptămâna a 7-a sezonului 4. Momentan nu sunt informații concrete despre locația exactă a Battlestar-ului din această săptămână, dar dacă totuși se repetă istoria din sezonul numărul 4, probabil locația va fi în Tilted Towers, pe dealul din nord-estul orașului. Rămâne de văzut cum va arăta harta din Pleasant Park, după care ne vom putea ghida în îndeplinirea misiunii. Și am ajuns și la ultima misiune pe care o avem de îndeplinit, Eliminate Opponents and Lazy Links, și anume 3 kill-uri aveți de făcut, așa că nu rămâne decât să intrați în joc, să vă puneți skill-ul și valoarea în aplicare, iar dacă considerați că acest videoclip a fost util, nu faceți nimic altceva decât să lăsați un like, un share și un subscribe, bineînțeles pentru a ne încuraja ca și pe viitor să venim cu videoclipuri utile și noi pentru tine, pentru iubitorii de Fortnite. Nu uita, până data viitoare, noi, Moș Crăciunii, îți spunem pa, pa!